Declarație interesantă dată și de secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Geoană, care spune așa: eu le-am spus liderilor ucraineni cu care m-am întâlnit și la München, m-am întâlnit și la Bruxelles, mă întâlnesc des cu ei pentru că colaborăm foarte bine cu ei și le-am spus ca și coleg, atenție, se întâmplă ceva în relația dintre Ucraina și România care creează o dificultate în opinia publică românească. Și este păcat de Dumnezeu pentru că românii au fost și româncele am fost excepțional de solidar cu ei și istoria României cu Ucraina nu a fost simplă istoric, nu a fost simplă niciodată și acolo o chestiune care trebuie tratată. Dar am spus un lucru și le-am spus cu foarte multă prietenie și cu dorința de a fi sigur că păstrăm această relație bună și această solidaritate cu dânsii, că sunt câteva elemente care pot să devină iritante în chestiunea aceasta și sper ca dialogul bilateral și o discuție directă și francă, dacă este nevoie, trebuie făcută. Spune Mircea Geoană, întrebat, domnule general, și cu privire la problema Băstroie, s-a dus și problema minorităților acolo, o discuție francă între ucraineni și români, spune Mircea Geoană. Da, cred că are mare dreptate secretarul general adjunct în NATO, domnul Geoană, spunând că se poate crea o astfel de problemă destul de importantă dacă actuala conducere de la Kiev nu înțelege care sunt până la urmă elementele de egalitate între cele două state, între cele două popoare. Sunt convins că în România nimeni nu acceptă războiul, nimeni nu poate să susțină invazia Rusiei în Ucraina. Dar probabil că sunt oameni care nu înțeleg atitudinea conducătorilor de la Kiev în câteva chestiuni în care și noi românii suntem implicați. Ne referim la problema minorităților,